noile Looney Tunes. Ted Tucker. Bună, Australia! Mă cunoașteți? Sunt Shelley Lipa. Transmitem în direct din Sydney, Australia. Mai târziu îl vom vizita pe șef Enrico Mostaccioli, care ne va pregăti un prânz special din Crab Dungeness. În direct. Dar primul invitat de astăzi este aventurierul australian Ted. Ataca! Bola ziua, Shelley! Spune, Ted, tocmai te-ai întors dintr-o aventură extraordinară. Povestește-ne! Hey, Shelley, tocmai am traversat sălbăticia australiană doar cu o sticlă de apă și bățul ăsta de lemn. Sună incredibil! Dar cum ai supraviețuit fără mâncare? Am avut norocul să prind și să mănânc o familie de iepuri. Pot supraviețui săptămâni bune doar cu carne de iepure. E hrănitoare și delicioasă. Cred că sunt așa buni pentru că sunt drăguți și inocenți. Oh, iepurii sunt animalele mele preferate. Oh, și ale mele, Shelley. Ador să-i mănânc. Oh, nu! Aole, te simți bine? Da, nu deloc. Capul meu e mai tare ca piatra. Pe ultima am cam simțit-o puțin. Prieteni, Ted nu ascultă sfatul medicului și a hotărât să continue emisiunea. Nu trebuie, doctori. Nu știu dacă am unguentul goană special al lui Ted Tucker. Unge cu pasta asta oriunde te doare și vei fi ca nou imediat. Miroase îngrozitor. Înseamnă că funcționează. Bine, Ted, să vorbim despre prezența ta în emisiune. Ce e în spatele nostru? Exact, Shelley Shu. Invenția asta îți oferă experiența unui zbor fără să te desprinzi de pământ. Se numește plutire. Chiar așa? Știi ce mă face să plutesc? Fața ta frumoasă. Ei, Ted! Nu tu! Vorbeam despre mine! Bună, frumosule! Vorbește despre mașinărie, Ted. Știi, plutirea e un simulator de zbor extrem de sigur. Lasă-mă să-ți arăt. Bine, Shelley, pornește-l! Uite la mine! Plutesc prin aer ca o maimuță prin tornadă! Ted, te simți bine? Da! Puțin amețit. Să mai încercăm. Bine, pornește-o! Ești sigură că apeși pe butonul corect? Da, pe ăsta. Bine, să mai încercăm. Asta e! Acum plutesc de-a binelea. Te puse în braț sus? Nici o problemă, pot... Nu mai puteam să apăsăm butonul! Nu apăs nimic! Îmi pare rău, dragilor, mașinăria lui Ted nu merge cum speram. Mi-am dat seama. Trebuie doar puțină bandă pe cablul ăsta. Mi-am gândit să pun și un ventilator în vârful mașinăriei. Astfel am stabilitate și de sus și de jos. Pornește-o, Shelley Shu. Mă cheamă Shelley. Asta e! Acum simt că valsez în aer. Să trecem la Enrico Mostaccioli și Crabby Dungeness. Nu, e perfect normal. Sigur nu vrei să oprim filmarea? Sunt complet dezbrăcat. Avem voie să dăm asta? Bine, de vreme ce am avut câteva probleme cu comenzile, am avut ideea genială de a folosi o telecomandă pentru a putea să o mânuiesc, în loc să o las pe mâinile capabile ale lui Shelley. Fac tot ce pot. Și să pornim. Oh, hei, merge, fă niște trucuri. Ăsta se numește Flamingo Voluntar. Barista amețită. Borsucul dezamăgit. Priviți, dragilor, chiar funcționează. Și seducătorul Crab? Stai, telecomanda! Uite, fac flamingo-ul voluntar? E impresionat! Acum priviți, barista amețită! Oh, nu! Nu pur sucul dezamăgit! Telecomanda! Unde e telecomanda? Ted, poate că invenția ta nu e sigură. Dar sunt bine! Pentru a dovedi că e sigură, vreau să nu o oprești orice ar fi. Dar, Ted... Acum, pornește mașinăria! Stai puțin! Astea sunt banane? Căpșune? Pudra proteică? Scoate-mă de aici! Oprește mașinăria! Dar, Ted, ai spus... Nu pasă ce-am spus! Oprește-o! Bine! Nu pot să oprești!
cum am supraviețuit în sălbăticie? Cu sucurile lui Ted Tucker. Miroase a guano. Înseamnă că funcționează.